Bună ziua, bun găsit la o nouă emisiune Azi în Gorj. Eu sunt Mihaela Horvat. Alături de mine este astăzi domnul Luis Popa, directorul Serviciului de Salubritate din cadrul Consiliului Județean Gorj. Bine ați venit! Mulțumesc de invitație și mă bucur că reușim să ne vedem, că m-ați mai invitat toată, dar n-am putut să ajung. Da, mă bucur că v-am astăzi la această emisiune, mai ales că vedem ce se întâmplă și pe scena politică, și la PSD, și la PNL, dar ceea ce mi se pare un pic mai important decât politica este ce se întâmplă cu gunoaiele de la noi, din oraș și din județ. O să vorbim, profit de faptul că dumneavoastră aveți această funcție în Consiliul Județean. Domnul Luis Popa este și consilier local, ați candidat pe listele PSD de asemenea. Haideți să începem un pic cu politica. Am văzut, presa a scris deja că se vor lua niște măsuri la PSD, în speță la organizația de municipiu. Se vorbește că domnul Aurel Popescu și-ar depune mandatul. În acest caz ați fost dumneavoastră nominalizat și încă doi reprezentanți ai organizației municipale PSD pentru ca la un moment dat să ocupați funcția de președinte. Am văzut și eu aceste știri pe surse. Referitor la persoana mea, n-am avut o discuție cu nicio persoană referitor la organizația municipală. Da? De-a lungul timpului am fost pus pe tot felul de funcții. Am fost și candidat la primăria municipiului Târgu Jiu, am fost și la prefectură, am fost peste tot, dar au fost doar pe surse. Repet, n-am avut nicio discuție cu organizația municipală, n-am avut nicio discuție cu organizația județeană. În același timp, dacă e să punem punctul pe ei, da, noi am avut ieri o ședință la organizația municipală pentru a face anumite analize post-electorale, adică să vedem ce s-a întâmplat în această campanie. Da, pentru că PSD a pierdut primăria Târgu Jiu. Da, am pierdut primăria Târgu Jiu și am început să ne-am spus punctul de vedere fiecare. Inclusiv eu mi-am spus punctul de vedere și, din păcate, trebuie făcut o anumită analiză la organizația municipală, lucru care domnul Aurel Popescu a început să-l facă împreună cu noi. Și avem colegi care nu prea s-au implicat așa cum trebuie să se implice. Am văzut că e vorba chiar de domnul Cristian Toader da, Pasti. Da, domnul Toader Pasti, exact cum a apărut și prin presă, a fost ieri un vot referitor la persoana dumnealui, da? În urma unor neînțelegeri sau anumitor reacții avute în ultimii 4 ani de zile, au fost și voturi pentru excludere, au fost și voturi împotrivă, au fost și majoritatea... În final, cum a rămas? N-a fost momentan exclus, dar a fost o discuție cu domnul Pasti și dumneavoastră și-a spus punctul de vedere și domnul Aurel Popescu și-a spus punctul de vedere. Dar, exact ce spuneți și dumneavoastră, avem un rezultat destul de slab la organizația municipală. Trebuie să tragem în linie, să vedem unde s-a greșit, fiind a doua oară când se întâmplă acest lucru, după 2017, iar anumite persoane, și asta îmi susțin public această poziție, care nu prea au tras la căruță, da? Ar trebui să-și facă o analiză singuri. Și avem destule cazuri care trebuie analizate. Este posibil ca domnul Aurel Popescu să-și depună mandatul? Din câte știu, dumnealui a spus că va avea o discuție cu organizația județeană, urmând ca la nivelul biroului politic județean și în urma acestor discuții să ia o decizie. Da. V-ați gândit să candidați la funcția de președinte? Nu m-am gândit la așa ceva. Eu, a spus, sunt momentan membru în organizația municipală. Da? Am muncit în această campanie alături de Aurel Popescu, alături de Ciprian Florescu și de anumiți colegi care am tras la această căruță, lucru care s-a văzut, cred că, și pe Facebook. Am fost online inclusiv pe Facebook. Am mers mă refer la persoana mea, dar exact ce v-am spus, nu am avut astfel de discuții cu nimeni, doar am văzut pe surse astfel de informații. Presa scrie așa în speță ziarul Pandurul, cei care ar putea să ia locul și se referă aici la domnul Popescu sunt Luis Popa, Claudiu Manta sau Ștefan Constantin. Sunt surse care, sunt oameni care vorbesc în PSD. Aceste posibile schimbări. Acești oameni care dau aceste informații n-au discutat cu mine. Eu doar ce am citit și în ziarul Panduru. În momentul de față, organizația municipală are un președinte, Aurel Popescu, iar domnul Aurel Popescu a spus că va avea o discuție cu organizația județeană. În funcție de discuția cu organizația județeană, va ști ce are de făcut în perioada următoare. Spuneați mai devreme că
se discută despre aceste schimbări la organizația de municipiu și că fiecare ar trebui să se autoevalueze. Care ar mai fi persoanele care, în opinia dumneavoastră, ar trebui ori să facă un pas înapoi, ori În primul rând va trebui să analizăm va trebui să analizăm activitatea fiecăruia în această campanie, începând în primul rând de la lista de consilieri locali și după care cu vicepreședinții, să vedem gradul de implicare al fiecăruia. Pe urmă va trebui să vedem organizațiile care s-au implicat cel mai mult, organizația de tineret, organizația de femei, organizația de pensionari. Uitați, eu am o dezamăgire față de organizația de pensionari și spun public acest lucru. În condițiile în care decât 1200 de oameni pensionari au ieșit la vot. Să nu uităm că fac parte din acea categorie vulnerabilă în fața pandemiei. Și probabil și din cauza asta. Și asta ar fi o scuză. Au rămas în casă și n-au mers la vot. De asta vă zic, va trebui să analizăm fiecare segment în parte, să vedem contribuția fiecare în această campanie, să vedem unde avem plusuri. Poate am găsit și plusuri și uitați, un plus care l-am descoperit în urma acestei campanii este organizația de tineret. Avem un președinte la tineret care a reușit să-și aducă lângă el foarte mulți tineri, muncitori, oameni care au stat dimineața până seara pe teren alături de Ciprian Florescu. Deci în urma acestei campanii am descoperit și plusuri, nu avem doar minusuri și un plus de valoare este această organizație de tineret, dar în același timp avem și minusuri de care trebuie să vedem cum scăpăm și să remediem pentru următoarele campanii. Ce ați reproșat domnilor mai sus amintiți? Domnului Aurel Popescu, domnului Cristian Toader Pasi? Nu, în primul rând nu am ce să le reproșez domnului Aurel Popescu. Am făcut campanie cu dumnealui și cred că în această campanie am muncit mai mult decât în propria sa campanie din 2017. Deci chiar s-a implicat poate chiar mai mult. Deci nu ar fi cazul să-și depună mandatul în opinia dumneavoastră. Asta este o discuție care se discută la anumit nivel, acolo se va stabili ce are de făcut dumnealui și ce decizie va lua pe viitor. Referitor la domnul Pasti, v-am spus, sunt anumite discuții avute de-a lungul timpului, da? Și în urma acestor discuții, precum și anumitor postări făcute în ultima perioadă, s-a ajuns la această... Ce postări a avut care n-au răspuns, știu nu știu, eu, unor avut niște postări cerințe. În care s-au certat inclusiv cu colegii de la noi din organizație. La un moment dat spunea inclusiv de lista de consilier local că n-ar fi o listă de valoare în condițiile în care totuși pe această listă... Haide să-i amintim pe cei care sunt consilieri locali. În primul rând, primul este Ciprian Florescu. Da? Da? Nu putem spune despre Ciprian Florescu că nu are valoare în condițiile în care totuși a fost prefect, a fost vicepreședinte de Consiliul Județean. A candidat pentru primăria Târgu Jiu, a pierdut. Da. Știți cum e? Când intri într-o bătălie, câștigi, pierzi, mergi mai departe. Noi am pierdut. Și a doua oară când se întâmplă acest lucru. Vorbim de domnul Aurel Popescu, vorbim de domnul Tibi Tătaru, nu putem spune că domnul Tibi Tătaru nu este... Ieri la noi la Târgu Jiu. Și am văzut că și noastră chiar a făcut o prezentare frumoasă în preambulul emisiunii și nu putem spune că domnul Tibi Tătaru este un om fără valoare. Da. Așa, este doamna Mrejeru, care la fel este foarte respectată în sistemul de învățământ și mergând cu dumneavoastră... Și s-ar reproșa niște lucruri doamnei Mrejeru, care a condus inspectoratul școlar. Da, acum știți cum e, în momentul în care conduci o anumită instituție publică, sau chiar și o firmă privată, eu lucrez și în mediul privat, ai și plusuri și minusuri. Acum nu poți să mulțumești pe toată lumea, sau nu știu dacă poți să le organizezi pe toate, da? Doamna Mrejeru, da, mergem mai departe domnul Gherghe, mergem mai departe sub Senatul, în condiții în care de-a lungul anilor am condus o firmă cu peste 1500 de angajați. Și am făcut o firmă multe care proiecte. Ne face foarte multe probleme. Corect, discutăm și pe asta. Da, o discutăm fără nicio problemă, că nu o să mă dezic niciodată de acest lucru, dar mă refer totuși, în momentul în care conduci o firmă cu peste 1500 de angajați, nimeni nu te promovează în privat că ești tu frumos. În privat discutăm altfel. Trebuie să demonstrezi ca să ajungi la anumit nivel. Și vorbim de domnul Lădaru. De asta vă spun. Au fost anumite discuții, ni le-am spus ieri verde în față, urmând să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare. Despre ieri a explodat bomba, ca să spun, la Liberale, așa, domnul Buduran, directorul Serviciului de Gospodărire a Apelor Gorj, a fost surprins de către inspectorii de la ITM și jandarmi că folosea subalternii 7 oameni de la SGA, munceau în folosul dumnealui, adică la pensiunea de la Novaci. Așa, în timp ce erau pontați la serviciu, o poveste care, cum să zic, îți lasă un gust amar. Că în loc să mergem înainte, ne întoarcem la ce a fost în trecut. Eu am simțit gustul amar al anilor 90, să știți, când am văzut ce se întâmplă și ce a reușit să
facă domnul Budurar. Dumnealui a fost numit în această funcție imediat după ce PNL a preluat puterea, deci este, cum să zic, e la în dreptul PNL, e în ograda PNL. Acum, un pic mai devreme, am luat un punct de vedere de la domnul Vâlceanu, care și-a cerut scuze și mi-a spus că nu poate interveni în direct la noi la Târgu Jiu TV pentru că îl așteaptă niște oameni acolo la sediu PNL. Probabil audiențe sau, mă rog, n-am înțeles pe dumnealui, dar a acceptat să-mi dea un punct de vedere care a și apărut în ziarul pe care eu l-am fondat și spune așa: domnule, aștept să demisioneze domnul Buduran pentru că nu este normal ce s-a întâmplat în primul rând și ce l-a deranjat pe domnul Vâlceanu, dumnealui a mai spus, este aberant să dai vina pe politică. Adică știți foarte bine că domnul Buduran a declarat că este o victimă în frecușul, în ghilimele, dintre domnul Romanescu și domnul Vâlceanu. Referitor la această poveste, mai putem spune că angajații de la SGA au fost audiați de către poliție, este deschis dosar penal. Lucrurile merg pe făgașul lor normal, în sensul că și domnul prefect, care a fost aici acum în această săptămână la noi la Târgu Jiu TV, a declarat că va trimite corpul de control la acest serviciu de gospodărire a apelor să vedem ce se mai poate găsi acolo. Ce părere aveți, domnul Popa, despre ce s-a întâmplat la SGA și despre ce a făcut până la urmă domnul Buduran, un om tânăr pe care PNL cred că se baza? Trecând peste discuția politică, acum vorbim din prisma oamenilor, îmi pare rău că s-a de această situație, mai ales că vorbim despre un tânăr. Și exact ce spuneți dumneavoastră, noi de multe ori arătam cu degetul spre anumiți ani după Revoluție, în care se mai proceda așa ceva, se făcea așa ceva. Nu este normal ce s-a întâmplat. Pe de altă parte am văzut și declarația dumnealui care spunea că era la pensiunea apelor române din zona respectivă. Da, la un moment dat a spus că în ziua asta, respectivă da. Era un concediu. Deci practic se conducea de multe ori singur. Dar faptul că a apelat la 7 oameni din cadrul apelor române să vină să muncească la pensiunea dumnealui nu este ok. Este totuși, în momentul în care ești director unei instituții publice. Sigur. Dar nu vorbim doar de instituții publice, ci de o firmă privată. Trebuie să știi că oamenii pe care ai acolo angajați îi folosești doar pentru ce ai angajat. Da. Nu să-i duci să-și facă muncă la tine acasă. Da? Bun, poate spun o prostie acum. Poate ai o relație de prietenie mult mai aproape cu un coleg. Da, te ajută. Asta, se poate întâmpla lucrul ăsta. Dar numai când vorbim de acel coleg, dar nu trebuie să vină... Dar nu mai contezi la serviciu, dacă vrei coleg, să fii... Sau nu, la acel coleg te duci să-l ajuți sau vine să te ajute în timpul programului, punct, da? Și trebuie să vorbim de un coleg, nu vorbim de 7. Și din câte am văzut, a fost... Coleg cu tot, adică se înțelege și, bine, spunea dumnealui, cu toți că a muncit acolo 14 ani. Nu, de asta zic că acest lucru nu este normal. Păcat că vorbim despre un tânăr. Eu chiar la început am avut anumite discuții contradictorii cu domnul director de la Apele Române, da? Pe anumite proiecte din județul Gorj. Ulterior am trecut peste aceste lucruri și chiar am colaborat cât de cât... Da, deci pot să spun lucrul ăsta. Deci, da. Și vedeți, de asta am zis că trec peste discuția politică, pentru că acum vorbesc ca om, da? Deci am avut anumite colaborări care au fost ok din punct de vedere al instituțiilor. Indiferent că eu sunt angajat în Consiliul Județean și dumnealui este director la Apele Române. Nu știu cum se întâmplă, iertați-mă că nu mă pot abține. E adevărat, lucrurile sunt ok instituțional vorbind, între dumneavoastră, de exemplu, că sunteți aici. Am colaborat. Și domnul de la SGA, Buduran. Dar pentru noi nu e nimic ok. Corect. Și mai târziu o să dăm un film al lui Narcis Daju, care reamintește tot ce se întâmplă la noi în oraș, cum stațiile de epurare nu funcționează, cum problemele de la Slobozia, că le știm, le simțim, le mirosim, faptul că se deversează în râul Jiu tot felul de deșeuri și nu deșeuri, ce să mai, rahatul curge în râul Jiu fără nicio problemă. Deci de asta spun, cred că lucrurile nu sunt tocmai ok. Tocmai de asta zic că acest lucru, trecând peste această relație între instituții, vorbim de un tânăr și că s-a ajuns să facă așa este păcat. Cel puțin noi ar trebui cei tineri să nu mai copiem din ce făceau cei din trecutul nostru.
Credeți, deci două întrebări. Credeți că va demisiona, iar această, și dacă această problemă afectează cumva imaginea PNL la noi în județ? Sincer, fiecare partid își gestionează cum vrea gospodăria, da? Nu discut despre imaginea PNL-ului. Da. Acest eu nu discut despre imaginea PNL-ului, fiecare gestionează cum vrea propria gospodărie. Din punct de vedere personal, dacă discutăm așa, da. Au încălțat-o de data asta pe liberalii, nu? Vedeți, nu, eu sunt genul de om și probabil ați observat acest lucru de-a lungul timpului. PNL-ul, dacă era cineva în situația de la noi din partid, în situația celui de la Apele Române, era, ne făceau praf. Ne terminau. Da? Prefer să nu fiu ca ei. Prefer să nu fiu așa ca ei. Așa spuneți toți ca o parte de la PSD. Da, bine atunci. Nu este bine ce s-a întâmplat acolo. Și am văzut și o anumită declarație a unui lider din PNL prin care îi cerea demisia. Teoretic ar trebui pe perioada cercetărilor și până se demonstrează nevinovăția, în cazul că este nevinovat, știți cum e, până la o hotărâre definitivă și revocabilă ești considerat nevinovat, ar trebui să se suspende din această funcție. Da, domnul Buduran vine din fieful PNL de la Novaș, așa. Vedeți ce se întâmplă când se fac numiri politice și nu neapărat că totuși nu, și mai trebuie este o problemă, să vă dau un pic de dreptate. Uitați, haideți să facem și puțină politică pe subiectul ăsta. Că a lucrat totuși acolo 14 ani, a fost lider de sindicat și ia uite cum a sfeclit-o. Haideți să facem și puțină politică atunci pe subiectul ăsta, dacă tot m-ați provocat. Am avut o declarație a dumneavoastră prin care spunea că a picat în frecușurile dintre Romanescu și Vâlceanu. Da, așa cum am vorbit mai devreme. În momentul, nu cred că te-a pus niciunul, nici altul, să îți iei 7 oameni din instituție, să-i duci la muncă. Asta ține de tine ca om, ține de tine precum director și ține de tine cum știi să te respecti pe tine ca persoană. În momentul în care facem astfel de greșeli, că asta este o greșeală care nu ține de politică. E o greșeală atac ca manager. De două săptămâni lucrau oamenii ăia acolo. Tocmai de asta zic, asta este o greșeală. Și pontați. Și sunt și ingineri, sunt lăcătuși mecanici, v-am citit ieri. Asta este o greșeală de manager, nu este o greșeală politică. Nu, ține chiar strict de persoana în cauză. Deci nu poți să acuz politicul pe astfel de subiect. Și pentru că tot vorbim de ce se întâmplă la noi în Târgu Jiu, în județ, cu gunoaiele. Astăzi trebuie să vă reamintesc, dar o să dăm filmulețul lui Narcis Daju, trebuie să vă reamintesc că ne-a chemat Narcis la o plimbare la ora 17, acolo la Slobozia. Pentru că dacă ați urmărit emisiunile noastre și mai ales necenzurat cu Narcis Daju, ați putea, sigur ați văzut cum au evoluat lucrurile în această perioadă. Avem tot felul de promisiuni că Polaris va deveni conformă cât de cât, că mirosul va dispărea. Toate astea însă vor dura, ultimul termen este 15 noiembrie, așa mi-a zis și domnul prefect, care a fost și dumnealui acolo în săptămânile care au trecut, nu foarte de mult. Deci a fost acum o săptămână sau două la Slobozia de un prefect, chemându-i pe managerii de la Constanța, managerii Polaris. Pentru că cei de aici se vede treaba că sunt depășiți. De asta vă spun, nu uitați la ora 17 să mergem să-i susținem pe cei din Slobozia, Bârsești, că sunt zone în care oamenii ăștia de-abia pot respira. Sigur ați simțit mirosul și în centrul Târgu Jiului, depinde acum și cum bate vântul. Deci, domnul Popa, dumneavoastră ați lucrat, ați condus, cum ați spus, peste 1000 de oameni în cadrul Polaris. Inclusiv acest depozit ecologic. Inclusiv la acest contractul. Acest contractul a fost semnat pe vremea dumneavoastră, nu? Nu, cu fosta administrație. Nu. Sunt, aici trebuie să discutăm locală? Două aspecte. Dar înainte să deschid subiectul acesta, vreau să lămuresc o problemă. Fiind și campanie electorală, nu înseamnă că nu m-am implicat în acest subiect. Dacă nu am postat pe Facebook, că nu m-am interesat de acest subiect, înseamnă... Toată lumea urmărește. Nu, vreau să spun lucrul ăsta. Sau dacă nu am ieșit public, cu toate că anumite... Asta înseamnă că ați stat departe de subiect. Cu toate că anumite apariții mele din perioada campaniei electorale, am specificat ce am făcut legat de acest subiect. Inclusiv la întâlnirea pe care a organizat-o domnul prefect la nivelul prefecturii, întâlnirea la care au participat și cei de la Constanța, exact cum a spus dumneavoastră, serviciul pe care îl conduc a fost acolo, da? Și a participat la aceste discuții. În același timp, în ultimele... Deci ați fost reprezentantul Consiliului Județean acolo. Deci am fost acolo, da? Da. Despre măsurile care s-au stabilit, știu. Unele dintre măsuri, poate chiar eu le-am sugerat, lucrând acolo 10 ani de zile. Mă refer la cele biofiltre care trebuie puse pe celula 1 sau celula 2. Dar dacă nu am postat pe Facebook sau dacă nu am ieșit să spun lucrul, nu înseamnă că nu m-am implicat în acest subiect. În același timp,
am fost personal în campanie electorală, alături de Ciprian Florescu, pe strada Slobozia, unde m-am întâlnit cu președintele asociației din zona respectivă, s-a făcut o asociație, i-am lăsat telefonul meu și l-am rugat ca la prima întâlnire a acestei asociații să mă chime și pe mine să discut și eu cu oamenii. Deci nu sunt străin de acest subiect sau nu am stat departe. Mă refer ca, în primul rând, Luis Popa, care cunoaște acest subiect foarte bine, și nici Consiliul Județean. Chiar am avut discuții și cu președintele Consiliului Județean, cu domnul Cosmin Popescu, aproape săptămâna pe această discuție cu groapa de gunoi. Exact cum zicea și domnul prefect, până pe 15 noiembrie mai sunt anumite pași de făcut de către operatorul depozitului, prin lucruri care a început să le facă. Vedem pe 15 noiembrie ce se va întâmpla. Pe de altă parte, uitați, vă mai spun ceva. În premieră și am spus-o, cel puțin ultimele 2-3 zile am spus acest lucru. Eu am plecat de la acest depozit în urmă cu 3 ani de zile. Da? Da. Cu toate acestea, actualul primar, domnul Marcel Romanescu, cu toate că știa că eu am lucrat la acest depozit 10 ani de zile și știu problema de la acest depozit, cu toate că știa că eu am gestionat problema ridicării deșeurilor din Târgu Jiu aproape 10 ani de zile, între ani de zile, nu mi-a dat nici măcar un telefon, trecând peste anumite orgolii, să mă întrebe, Luis, uite, trecem peste orgolile, nu știu, politice sau fiecare ce vise o avea, dar uite, tu ce idee sau ce părere ai despre acest subiect? Cum ai vedea tu rezolvarea? Cu toate că sunt colegi de lui din partid, primari, care în momentul în care, și probabil o să deschidem și acest subiect pe parcursul emisiunii, am demarat acel proiect la nivel de ADIS, au venit lângă proiect și au spus, da, dumneavoastră sunteți, trebuie să spunem, da? Că poate nu toată lumea știe ce înseamnă ADIS. Da, discutăm și acel subiect, vreau să-l... al asociației. Da, discutăm ADIS Gorj. Da, da, o să discutăm și acel spune subiect. Spuneți titulatura. Asociația de dezvoltare intercomunitară, salubrizare din județul Gorj. Da, o să discutăm. Eu mă încurc când e vorba de titulatura sunt, așa mare. Sunt corect, de multe ori și da, eu asociație... O să vă spun imediat despre ce este vorba. Este, să zicem, pe modelul aparatului. Exact. Și ca asociație care este nu doar în județul Gorj, este asociație, vă rog să luați toate județele din România, să vedeți ce proiecte frumoase s-au făcut pe aceste asociații, lucru care da, la ei se văd, la noi încă nu. Nu se văd nici în alte părți, cum ar trebui să se vadă. Lucrez în acest domeniu de 13 ani de zile. Nu, nicio problemă. Haideți să revenim la deci, ce spuneți. Vreau să specific faptul că în 3 ani de zile, actualul primar nu m-a sunat niciodată să mă întrebe... Dumneavoastră l-ați sunat? Nici eu nu l-am sunat, de ce să spun? Păi cum de ce nu l-ați sunat? Cu toate că, nu, mint. Ca să spun așa, când am avut anumite acțiuni legate de ecologizarea orașului Târgu Jiu sau acțiuni legate de anumiți oameni, oficial, i-am trimis hârtii către primul mai. Haideți să vă spun ce mă interesează pe cum mine. Cum să nu? Cum spuneți, aveți o mare experiență, ați lucrat la Polaris, acum sunteți la Consiliul Județean, cam în același domeniu. Da, cam în același domeniu, corect. Vreți să reconstruiți toată această rețea de colectare a deșeurilor. Care a murit în 2013, iar de 2 ani de zile când m-am sunat Consiliul Județean am început să o pun la punct. Bun, vorbim și despre asta, sigur. Dar nu se poate stopa cumva, măcar atâta să se facă pentru oamenii ăștia, aducerea gunoiului din alte zone? Bun, cunoști această situație. În anul 2017... Haideți să vă zic, probleme sunt așa. În opinia mea, de cetățean umil, ce mă aflu? Acolo se aduce prea mult gunoi. Nu se cunoaște tipul gunoiului, că pot să fie și din construcții, îmi spunea domnul Săvoiu, care este chiar s-a documentat în cazul ăsta, zice, nu, sunt foarte multe probleme legate de aspectele care n-ar fi trebuit să existe. Haideți să le luăm adică treptat. În contractul acela semnat între cele două părți, trebuie, e clar specificat tipul gunoiului, felul deșeului, corect, care ajunge la noi în oraș. Bun, nu se respectă această normă. Nu, haideți să o luăm treptat. De asemenea, mai era ceva. Gunoiul trebuia acoperit cu o periculă bituminoasă, de exemplu. Nu s-a respectat. Nu, cu pământ. Cu pământ. Nu. Din spusele domnului Săvoiu, care a văzut contractul, spunea că trebuia să fie o periculă bituminoasă în așa fel încât zeama aia, cum îi spune Narcis, să nu ajungă în pânza freatică. Eu cunosc contractul ăla cel mai bine. Bun. Și a rămas dezamăgit. Nu, și a rămas dezamăgit. Să văd în campania electorală oameni din primăria municipiului Târgu Jiu, în frunte cu primarul, care confundau contractele sau postau pe Facebook contractul de colectare, nu de depozitare. Contractul cu depozitul este până în 2027. Asta, ce puțin pe vremea mea, nu știu, în ultimii 2 ani de zile. N-am ieșit, până în 2027. 2027, da? Nu a fost prelungit niciodată, cum se spunea, prin oraș sau cum se spune. Păi unde, când să mai fie prelungit? Nu, a fost un singur contract prelungit, cel de colectare și transport. Dar uite, platformele subterane făcute în Târgu Jiu. Așa. Da? În acest depozit, singurele deșeuri care au fost aduse din alte județe sunt cele de la Alba Iulia.
Deci n-au fost, nu au fost din, aduse din... S-a spus așa, că sunt aduse din Dolj. Nu. 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 Actualul primar a vrut să aducă și din Dolj, a inițiat o astfel de hotărâre care a fost respinsă de Consiliul Local. În momentul de față se aduc deșeuri decât de la Alba Iulia, lucru care se face din 2017 până în prezent. Referitor la ce spuneți dumneavoastră, cel puțin celula 2, eu am construit-o și știu cum este construită, da? Acolo este o membrană care nu permite, mă refer pe în zona respectivă, levigatului să intre în pământ. Deci ce trebuie făcut, trebuie, ce trebuie făcut acolo, iar acest lucru și l-au asumat cei de la depozitul ecologic, da, acest lucru trebuie făcut și lucru care l-a văzut că l-a postat și domnul Narcis Daju, trebuie construită o rigolă în jurul celulelor, sau cel puțin celulei numărul 1, pentru a prelua apele pluviale, să nu mai ajungă în depozit și acolo să genereze acest levigat. Nu, copa, dacă dumneavoastră erați director, acum, în locul celor care sunt, ce ați fi făcut în așa fel încât mirosul acela înfiorător să nu mai fie? În primul rând... Să nu mai inhaleze oamenii tot felul de poluanți, pentru că am citit ce înseamnă PM10. Păi sunt niște particule care ajung fix în plămâni, de acolo locuiesc copii, la, acolo trebuie... La stația de epurare. Oamenii sunt absolut disperați, așa au cumpărat aparate de măsurare a calității aerului. Noi figurăm pe harta țării cu puncte roșii. Nu, aici, uitați, poate... Aici deci o să dau ce ați fi făcut? Nu, în primul rând, lucru care, din câte am înțeles, s-a mai întâmplat, aș fi ținut o legătură foarte strânsă cu oamenii din Slobozia. Când eram director acolo, chiar discutam foarte des cu oamenii din Slobozia. Cu o parte, nu cu toți. Acum să nu credeți că vorbeam... Cu o parte din oamenii respectivi din Slobozia țineam legătura. Da? Doi, aș fi montat aceste biofiltre care se montează în momentul de față mult mai devreme decât s-au făcut în prezent. Da? De-abia acum s-a acum s-a montat. Aș fi făcut acest lucru mult mai devreme decât în prezent. Și poate aș fi adus o stație de depurare mult mai repede decât s-a făcut în prezent. De ce nu au făcut lucrurile astea? Nu știu, asta este... nu mai lucrez în această firmă. Nu mai țineți legătura? Nu, țin legătura, dar strict instituțional. De exemplu, uitați cum a apărut acum această situație cu mirosul. M-am deplasat acum, de vreo un an de zile este, dar un an de zile am mai avut discuții cu operatorul. Cred că mai mult de un an, să știți. Cam un an și ceva, din câte am înțeles. Într-un an de zile am avut destul de des discuții cu operatorul de salubrizare care se ocupă de acest depozit. A fost și la ședințe la Consiliul Județean. Ce poate să facă Consiliul Județean în speță, firma, direcția, serviciul pe care dumneavoastră îl conduceți? Nu, singurul lucru care poate să facă serviciul pe care îl conduc și poate acum iar să deranjez pe cineva, este să meargă în zona respectivă, să vadă ce se întâmplă, da? Și în același timp să aibă discuții cu primăria municipiului Târgu Jiu. Singur... De ce n-ați făcut asta până acum? Am făcut aceste lucruri. Am avut discuții cu operatorul de salubrizare. Da, dar deci, cu primăria Târgu Jiu nu. Și cu primăria Târgu Jiu am avut anumite discuții legate de acest subiect. Dar uitați, vă dau iar o șire în cât de cât. La un moment dat am făcut anumite adrese prin care invitam primăria la anumite discuții și nu veneau. Sau veneau și spuneau că nu au un mandat de reprezentare. Ce-ar trebui să facă primăria până acum? Simplu. Eu am înțeles că avea ceva de făcut. Simplu. Putea să ai un contract de prestări servicii, un contract de concesiune cu drepturi și obligații. Stai cu acel contract în față și te uiți peste el și vezi. Am operatorul, tu ai următoarele obligații, eu am următoarele obligații. Da? Trebuie să fac contractul în față și discutat. Fără nicio problemă. Știți contractul. Ce ar fi putut să facă primăria și n-a făcut? Dacă era din punctul meu de vedere, primăria trebuia să stabilească niște reguli clare. Uitați cum s-a făcut acum, de o lună și ceva, să stabilească niște reguli clare cu operatorul de depozitiu și să spună clar. Trebuie să-mi acopere celula o dată pe săptămână. Până vineri trebuie să fac lucrul ăsta. Vineri mă duceam și controlam că a făcut acest lucru. Da? Deci trebuia să meargă să verifice. Să verifice în teren, exact. Da? Eu știu că pe vechea administrație, credeți-mă, la ora 5 dimineața eram luat prin stație de domnul Cârciumaru, dormeam cu stația lângă pat și dacă găseam un pet lângă țarcule din Târgu Jiu, unde sunt acele containere, trebuia să plec la 5 dimineața din casă să ridic personal la acel pet de lângă țarcule. Eu vă spun cum se lucra. Da, domnul Cârciumaru. Da? Are și bune și rele. Păi, oricine, nu. Acum toată lumea are bune. Dar eu vă spun că la un moment dat, sau de exemplu, domnul Cârciumaru, de multe ori, când eram la depozitul ecologic, mă trezeam cu el în curtea depozitului. Neanunțat. Și a lui, hai să dăm o tură prin depozit să vedem ce se mai întâmplă. Despre asta vorbim. Da. Păi bine că era direct răspunzător, pentru că dumnealui a semnat contractul cu Polaris și atunci probabil... Nu este vorba neapărat că era direct răspunzător. Ba. Fiind, nu, nu e că e direct răspunzător.
fiind primarul municipiului, se implica... Pentru că domnul e foarte înjurat și la Slobozia. Da, corect. Este... Are... Aici nu care putem e vina să ne zicem dumnealui în toată povestea asta? Singura vină pe care îi se poate reproșa, da, sau care îi se poate aduce, este punerea depozitului în acea zonă, fiind aproape de locuințe. Da, da? Vedeți? Aia se poate reproșa. Dacă este să aducem un asta reproș. E cel mai important lucru nefericit discută, care s-a întâmplat. Și discutăm, asta se poate aduce ca reproș. Pe de altă parte, în momentul în care s-a construit acest depozit anul 2009... Dar și atunci erau instituții. Cum de s-a întâmplat să fie s-a făcut lăsat? Un studiu, din câte, noi, eu am, noi, când eram la vremea respectivă, firma la care am lucrat atunci a cumpărat depozitul undeva în 2010. Până în 2010 era o firmă austriacă. Depozitul nu a fost făcut cu bani de la primărie, depozitul nu a fost făcut cu fonduri europene. A fost o investiție privată. A lor, da? Da. Vorbim de perioada 2000, eu vorbesc de perioada 2010-2018 cât am stat în acel depozit, da? Da. Din câte știu eu, înainte să construiască acest depozit, s-au făcut studii de fezabilitate în zonă. Știu că la un moment dat s-au făcut un studiu de impact. Bine în așa fel încât s-au făcut un studiu de impact și din câte știu o parte din locuitorii din zona respectivă au semnat acel studiu de impact și au fost de acord cu construirea depozitului acolo, lucruri care s-au făcut pe anul 2005-2006. Iar Târgu Jiu în 2009 a fost printre primele orașe sau primele județe din România care aveau un depozit ecologic la vremea respectivă. Poate la vremea respectivă era. Acum nu mai respectiv. Putem spune despre ce se întâmplă acolo că ar fi un depozit ecologic. V-am spus, da, repet, am avut și eu discuții cu operatorul depozitului, dacă nu am ieșit public sau nu am spus, nu înseamnă că nu m-a interesat subiectul. Dacă domnul Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean, nu a ieșit public, înseamnă că nu l-a interesat, nu înseamnă că nu l-a interesat subiectul, da? Chiar am avut discuții. Nu asta era problema. Da. Sunt convinsă că vă aveți în atenție treaba asta, dar pe cei de acolo și pe noi ne interesează ceea ce se întâmplă. Deci în fapt, operatorul trebuie să-și respecte concret. Operatorul adică trebuie să-și respecte termenele. Mirosul este permanent. Exact acolo. Cum zicea și domnul prefect în emisiune la dumneavoastră, care a urmărit emisiunea, operatorul și-a stabilit niște termene, da. Și-a stabilit niște investiții. Am văzut inclusiv, sincer, înainte să la emisiune, am văzut și filmarea domnului Dajun direct de acolo. Da, o dăm și s-a noi văzut acum? Că s-a... O parte din... Da, o parte. Se vede că s-au făcut acele... S-au adus acele stații încă o stație în plus. Deci sunt anumite termene care teoretic se respectă. Vedem până pe 15 noiembrie dacă, dacă se respectă. Dacă, domnul Popa, vă întreb și l-am întrebat și pe domnul prefect, dacă până pe 15 noiembrie nu reușesc să facă tot ce au spus că vor face cei de la Polaris, există posibilitatea ca acest depozit să fie închis? Orice este posibil, dar și închiderea lui va trebui să vedem ce implică mai departe. În condițiile în care închidem astăzi depozitul, vom bloca Târgu Jiu, vă sta cu gunoaiele vorbim, în... Vorbim imediat, reținem ideea, vorbim cu Narcis Daju. Bună ziua, Narcis, mulțumesc pentru intervenția ta. Bună ziua, Mihaela, bună ziua, domnule director. Bună ziua. Dumneavoastră, că a fost manager la Polaris, cunoașteți bine situația depozitului, aveți și obligații legale în virtutea funcțiilor pe care le ocupați de deșeuri. În cât timp credeți că va dispărea acel miros de acolo, dacă se va dispărea? Și ce trebuie făcut ca să dispară? Păi, în primul rând, dacă este operatorul de salvizare să-și respecte acele termene care și le-a stabilit, inclusiv la întâlnire care a avut la nivelul prefecturii, ar trebui undeva după 15 noiembrie acest miros să nu mai existe. Și ce trebuie să mai facă? În primul rând, am spus-o și, de exemplu, uitați, și acea idee, și biofiltrele, e bine că și le-am montat și trebuie să mai montez astfel de biofiltre. Și un lucru care trebuie să nu mai facă, să acopere, am văzut și intervenția dumneavoastră în direct pe Facebook de la locul de acolo, trebuie să aibă un program clar de acoperire a deșeurilor, o dată la o zi, două, adică trebuie neapărat să, cum intră mașinile în depozit, trebuie să, să taseze acel gunoi și imediat să-și acopere. Două director. Deci ați văzut în imagine că erau multe cantități de gunoi descoperite. E normal să fie așa? Depinde când au fost aduse acele deșeuri. Dacă au fost aduse de vreo săptămână, nu este normal. Dacă au fost aduse ieri, până maxim două zile, conform legii, trebuie să le acopere cu pământ. Cred că ar fi bine ca dumneavoastră să verificați ce personal deservește acel depozit. Din câte știu, sunt foarte puțin angajați acolo și le e imposibil să gestioneze cantitatea imensă de gunoi care se aduce zilnic acolo. Am văzut într-adevăr că s-au adus două stații de epurare noi, când am venit să funcționau. Ce e cu acele biofiltre? Au început să le monteze?
Da, acele biofiltre, biofiltrele au fost montate pe prima celulă, 9 biofiltre, și din discuția care am avut cu operatorul, vor trebui să mai monteze astfel de biofiltre și pe celula numărul 2. Ziceați că trebuie să facă niște șanțuri, niște rigole. Da, în același timp... La celula 2 sunt rigole în momentul de față. La celula 2, din câte știu, sunt rigole. Unde trebuie făcută o rigolă, trebuie făcută la celula numărul 1, care nu a fost făcută încă de la începutul construirii depozitului din 2007, de către fosta firmă austriacă. La fel, operatorul și-a luat angajamentul că această rigolă va fi construită. Deci, ca să recapitulăm, trebuie rigole, adică niște șanțe la celula numărul 1, pentru apa pluvială. Trebuie personal suficient care să poată să acopere în timp real gunoaiele care se aduc. Corect. Mai trebuie suplimentat numărul de biofiltre. Corect. Și trebuie ca stațiile de depurare să funcționeze continuu, ceea ce presupune costuri, dar nu se poate fără a porni stațiile de depurare. Nu, stațiile de depurare, ca să vă spun așa, eu știu foarte bine ce înseamnă un depozit ecologic. Un depozit ecologic fără utilaje de compactare și fără stații de depurare, putem să-l închidem mâine fără nicio problemă. Viața unui depozit este legată de stațiile de depurare și de acele utilaje care compactează gunoiul. Bun, eu mă aștept ca dumneavoastră să vă asumați publică până acum o lună, când eu am fost cu un coleg și am filmat cu drona, n-ați prea trecut acolo, pentru că eu am găsit ce am dovedit public că era un lac uzmoală, un lac levigat lângă depozit. Deci, ceea ce dovedește că stația de aia amărâtă de epurare care era, nu o porneau. Domnul Daju, mă știți de mult timp și ați văzut că tot timpul am fost deschis. Aveți perfectă dreptate. Chiar dacă, bun, am trecut până acum o lună jumate, două în zona respectivă, dar am ținut în principiu și am ținut legătura cu operatorul, chiar am avut ședințe la depozitul ecologic, la sediul Consiliului Județean și cu operatorul de depozitul ecologic și cu toți operatorii de salubrizare din acest județ legate de probleme de salubrizare. Da. Încă o întrebare și apoi să trecem puțin la Bălești. Având în vedere atitudinea directorului Bălan față de comunitate și faptul că tocmai ați agreat că a ținut stația aia de curare oprită, e normal ca poraie să mai țină funcție acolo? Domnul Narcis Daju, eu nu mai lucrez la această firmă de aproximativ 3 ani de zile. Domnule, hai să lăsăm diplomația. Nu. E normal sau nu? Fiecare firmă, eu nu cunosc activitatea domnului Bălan în firmă de 3 ani de zile. Nu știu această... Mihaela, hai să-l ajutăm pe domnul Popa. Tu ce crezi, Mihaela? E normal să mai rămână Bălan acolo normal, direct? Nu este normal, îți dai seama, dacă ei sunt depășiți de situație de peste un an jumate, normal că omul acela trebuia dat afară. Trebuia schimbat din funcție. Mai ales că este o firmă întrebare, privată, nu e ca la domnul stat. Popa. Da. Domnul Popa, ultima întrebare. Ce știți despre situația depozitului de la Bălești? Ce e acolo? Un punct de colectare, de sortare? Știm că de vreo două luni nu mai au autorizație de funcționare și totuși funcționează. V-am mai întrebat și altă dată. Care mai e situația acum? Din câte știu, la Bălești încă se mai primesc deșeuri selective din județul Goj la operatorii de salubrizare. Operatorii de salubrizare au și spus că în momentul în care se va închide acel punct de la Bălești, multe comune vor rămâne cu deșeurile în fața porții, pentru că nu au unde să le mai ducă la nivelul județului Gorj. Bun, dar n-au autorizație de funcționare, e normal? Din câte știu, acea autorizație trebuie dată de primărie. Primăria se pare că nu le-a dat această autorizație de funcționare. Ei lucrează în continuare pe autorizația de mediu care le dă dreptul de funcționare. Păi și dumneavoastră, ca director, cum am spus, al serviciului de salubritate. Bun, de aveți de date și ați spus-o și domnului... N-ați putut să vorbiți cu primarul de acolo, să vedeți de ce nu primește totuși acea autorizație, dacă lucrurile deci sunt în regulă. Deci acea firmă funcționează pe o autorizație de mediu. Eu, precum serviciu în cadrul Consiliului Județean, nu pot să ridic autorizații de mediu. Singurii care pot să ridice această autorizație de mediu sunt cei care au eliberat-o, adică Agenția de Mediu. Da, bun, aveți situația asta. Un depozit imens de gunoi în mijlocul comunei Bălești funcționează fără autorizație, dumneavoastră sunteți șeful gunoaielor în Gorj. Domnul Daju, funcționează puteți cu autorizație... Puteți să mergi la serviciu liniștit. Nu, domnul Daju. În situația asta. Nu, domnul Daju, așa. Funcționează cu autorizație de mediu. E diferența între autorizația de mediu și autorizația de funcționare care se dă de primărie. De ce nu mai e nevoie de aia? Poate să nu mai obțină, nu? Asta Teoretic, da. Și dacă luăm bine, gata, ne-am liniștit. Să verificăm dacă e adevărat ce spuneți. Eu înțeleg. Mulțumesc mult, o zi bună. Înțeleg punctul noastră de vedere. Mulțumesc și vi respect. Și eu, Narcis. Dar chiar e o situație... Deci, repet, acea firmă de la Bălești... Și acolo. Acea firmă de la Bălești are autorizație de mediu. Asta ei funcționează într-o... Da, și n-ai cum... ca să poți să-i blochezi activitatea, da?
trebuie să te duci să ridici autoritatea de mediu. Iar autoritatea de mediu nu ridică lui Popa sau serviciul pe care îl conduce, nu ridică Consiliul Județean, nu ridică Garda de Mediu, autoritatea de mediu ridică cel care a eliberat-o. Păi da, dar în urma unor sesizări, unor demersuri probabil, v-ați probabil, gândit să faceți niște probabil, demersuri în sensul ăsta? Nu. Poate și primarul de acolo n-a vrut să le dea autorizația, că ceva nu e regulă, știu în eu. Primul rând, v-am spus, cei de la Agenția de Mediu trebuie să ridice autoritatea de mediu, au fost controle la acea firmă, s-au dat amenzi la acea firmă din câte am urmărit subiectul, că și acel subiect l-am urmărit, da? Și probabil în urma acelor controle firma s-a conformat. Dacă nu s-a ridicat autoritatea de mediu nici până în prezent. Da, și cum zice Narcis, un morman de gunoi acolo. V-am spus, pe de altă parte, haideți să lămurim două subiecte sensibile. Noi vorbim de închiderea depozitului ecologic, da? Deci, rămăsesem da, la pentru că vreau să terminăm subiectul, da? Că îl interesează sigur și pe Narcis. Acest depozit 15... îl închidem mâine. Am nimic împotrivă. Bun, îl închidem mâine. Ce facem cu gunoiul din Târgu Jiu? Blocăm, o să vedem în Târgu Jiu gunoaie cum am văzut în 2017, atunci când a fost situația. Este, da? Cu legeți ce ați semănat, voi autoritățile, da? Ce facem cu gunoaiele din județ? Nu o să e vedem problema noastră. Corect. Noi, în momentul în care ajungem să luăm măsuri radicale, trebuie făcuți niște pași pentru a vedea ce facem. De mâine închidem depozitul. Și în plină pandemie de coronavirus, ne vom trezi și cu mormoane de gunoi prin Târgu Jiu. Nu, Popa, dar e o situație de un an și jumătate și autoritățile au dormit. Iar oamenii care locuiesc în zonă s-au chinuit, trăiesc un coșmar zilnic. Uitați, mă uitam la un comentariu domnul Ilie Holtea cu ceva de la DSP. Domnul Ilie Holtea, dacă aveți acest act de la DSP, veniți cu el la mine și mergem împreună la Agenția de Mediu. Fără nicio problemă. Răspund și la comentarii. Haideți, păi da, cred că era jobul meu, dar... Da, nu, că mie îmi place... Da, incredibil cum deci, poate să mintă... Da, exact. Eu îl aștept pe domnul Ilie Holtea cu acest act la mine, da? Și împreună cu acest act, eu vă promit că o să mergem împreună și la primăria la Bălești, mergem și la Agenția de Mediu, mergem și la operator. Da? Vă aștept când vreți dumneavoastră cu acest act la mine. Dumneavoastră nu-l aveți. Deci spune domnul Holtea că are un act oficial de la DSP Gorj care arată că acest depozit pune în pericol sănătatea oamenilor, depozitul de la Bălești. Domnul Holtea, vă aștept cu el la mine, vă rog frumos. Da, haideți să vedem, poate ne mai scrie domnul Holtea. Da, nu, dacă puteți Holtea... chiar să-l prezentați. Nu, domnul Holtea scrie că la... Și la PMS, spune dumnealui. Eu nu știu unde să vă găsesc. În cadrul Consiliului Județean, uitați, domnul Holtea, vă promit că după emisiune o să vă cer prietenia pe Facebook, vă las numărul meu în privat și discutăm, fără nicio problemă. Îl trimite imediat pe mail. Nu, deci v-am spus, o să vă cer prietenia pe Facebook după emisiune, vă cer și discutăm, vă las numărul meu de telefon în privat, după care mă sunați și discutăm fără nicio problemă. Vreau să trimit acum pe mail, dacă puteți să-i trimiteți domnului Holtea. Nu da, știu, o să-i dau și adresa. Nu, pot să dau și adresa mea de mail, că este adresa da, vă rog, luispopa2000@yahoo.com. Este adresă publică, fără nicio problemă. Litere mici, nu? Da, luispopa2000@yahoo.com. Da, doamna Șarapatin, știu că dumneavoastră este în zona respectivă și am văzut că se implică foarte mult în acest subiect. Yahoo.com, este o variantă, da? Să ducem noi la Alba Iulia. Yahoo.com, da? Da. Poate mai vrea lumea să vorbească cu dumneavoastră și uite, facem... Bun. Ce spuneați de doamna Șarapatin? Spunea că ar fi o variantă să ducem și noi gunoiul la Alba Iulia cum l-au dus și la noi. Da, este o variantă și asta. Da, chiar noi de ce nu ne-am gândit, domnul Popa? De ce nu s-au gândit? Noi având acest depozit, nu puteai să duci de și o altă parte. Spuneți-mi, vă rog, că mă ia cu groază numai când mă gândesc că vor fi 6 celule. Da. Așa, da? Da. Da, teoretic... Păi și în situația în care ne aflăm astăzi, în care ne găsim astăzi, cum vedeți că s-ar mai putea construi încă 3? Sau păi încă 4? Că spus, sunt 2... În cazul în care toate lucrurile vor decurge normal și operatorul își va îndeplini ce a spus că va face, da? Lucru care, exact cum spunea și domnul Daju, au început să facă acest lucru, probabil nu o să mai fie probleme. Asta depinde foarte mult de modul cum va fi gestionat acest depozit. Bun, și să ne întoarcem un pic la Bălești, că a intervenit și Narcis cu problema asta și văd că e extrem de supărătoare și pentru cetățenii de acolo, care, apropo, la Bălești se simte și mirosul de la Slobozia. Da. Dacă, uite, vă prezintă omul ce a scris deci, DSP, ce veți face? În momentul în care voi primi acest mail, da, eu rog pe domnul Ilie, o să-i dau și telefonul meu,
mă sună, stabilim o zi împreună, săptămâna asta, săptămâna viitoare, când vrea dumnealui, și mergem împreună și la agenție, și la gardă, și la primărie. Merg împreună cu dumnealui. La aceste... Cred că o să avem și un telefon, nu știu exact cine ne sună acum. Înainte să ne cam apropiem de final, dar înainte de asta aș vrea să vorbim un pic și de firma Supercom S.A. Să închidem și acest subiect. Da, nu neapărat închis, că se pot și discuta. Am o rugăminte, când vreți dumneavoastră, o să vin chiar în emisiune, să vreau să prezint și eu cam ce rol are ADIS-ul, da? Ce înseamnă ADIS la nivel de Gorj și de ce eu ocup și funcția de director executiv la ADIS, da? Pentru că în atribuțiile serviciului pe care îl conduc, îmi intră inclusiv acest lucru. A treia celulă va fi mai mare decât a doua, care este mai mare decât prima. Am și celulele sunt aproximativ la fel. Am și răspunsul de la APM și de la Garda de Mediu, care spun că nu pot ridica autorizațiile. Dom'le, trăim, e halucinant ce se întâmplă. Exact ce vă spuneam eu, de asta v-am spus, că cunosc destul de bine legea, da? Și de asta discutăm. Dar v-am spus, dacă se referă la, dacă domnul Ilie, da? O să discut cu dumneavoastră după emisiune. Cineva zice, ce depozit ecologic? Mirosul se resimte și în satul Ceauru. Știu, pentru că în momentul în care am fost în campanie, am fost și pe Slobozia, da, am fost și pe Ilie calea Severinului. Domnul Ilie deja. Da. O să... Dacă cumva ne ajută să ni-l dați și nouă, să ne dați și nouă... Dacă îmi permite domnul Ilie, vi-l dau și dumneavoastră. Sigur că cred că altfel nu vi-l ar fi dat. Un mail, ai că trebuie să-i cer acceptul. Nu mai poluați părul, iați, deci sunt niște probleme cumplite cu gunoaiele de la noi din județ și din oraș. Din special cu depozitul. Și sunt convinsă că nu, probabil că nu numai dumneavoastră trebuie să răspundeți pentru tot ce exact se întâmplă. Spus, uitați, exact ce am spus și domnul Daju. Primarul de, că scrie domnul Ilie, primarul de la Bălești spune că el nu a dat autorizație. Pentru că acolo este o autorizație de mediu, care nu are treabă cu autorizația de funcționare. Păi și atunci, da? cum dar se poate rezolva problema asta? Deci trebuie mers. Înseamnă că și primarul de acolo singur care poate să ridice autorizația. A găsit că ar fi o neregulă să le dea autorizație de funcționare. Nu. Singurul care poate să întrerupă această activitate este cel care a dat autorizația de mediu. Da, asta ați mai spus. Bun. Da, zice domnul Ilie, permit, vă rog să-l citiți și în emisiune. Dacă l-aveți la îndemână, domnul Popa, vă rog. Până atunci, o să mai vorbim, că așa cum am spus, ne apropiem de final, dar mai este o problemă pe care vrem să o discutăm. Este vorba despre o firmă, Supercom se numește, care funcționează pe teritoriul județului și care colectează gunoaiul de pe raza unor mai multor comune, localități din județ. Uitați ce mai spune domnul Holtea. Este un ping-pong între APM și GDM. GDM, nu știu, Garda de Mediu, da. Cetățenii sunt otrăviți, banii curg în continuare, dar nu pentru... Mi l-am trimis pe Facebook. Da. Ia să vedem. Îl avem pe Narcis? Haideți să dăm, da, avem și filmulețul făcut de Narcis astăzi, după care ne uităm un pic să vedem ce ne-a trimis domnul Ilie. Bună ziua, oameni buni! În așteptarea plimbării de astăzi de la depozitul ilegal deținut de Polaris lângă Târgu Jiu, am venit la fața locului să văd ce s-a schimbat de la ultima noastră plimbare. Într-adevăr, se pare că au apărut două stații noi de epurare care este tratată acea otravă ce se scurge din munții de gunoaie din spatele meu. Ați văzut adinauri că din stațiile de epurare iese apă tratată. Totuși, credeți-mă pe cuvânt, pute îngrozitor în acest moment aici, lângă depozitul ilegal al firmei Polaris. Aici, când am venit eu prima dată, era un imens lac cu levigat, o smoală neagră, o otravă extrem de periculoasă pentru mediul înconjurător. Concluzia mea e că până în urmă cu o lună, Polaris nu trata în niciun fel levigatul care se scurge din acești munți de gunoaie. Altă veste proastă este că, față de plimbarea noastră precedentă, munții de gunoaie sunt mult mai înalți,
n-avem voie să vedem așa ceva acolo, ar trebui să fie permanent acele gunoaie acoperite cu pământ. Pare că Polaris refuză în continuare să respecte legislația, beneficiind și de nesimțirea primarului în funcție, Marcel Romanescu, care n-a venit în viața lui la acest depozit. Probabil că nu va veni nici astăzi. O să vă mai arăt încă o dată apa care iese din stația de epurare până să agităm noi spiritele pe aici. Ieșea o travă, ieșea zmoală. Este un pas înainte, dar totuși, având în vedere că aici se aduce gunoi din jumate din țară, investițiile făcute de Polaris nu acoperă efectele nocive asupra mediului. Problemele persistă. Romanescu a dat asigurări că dacă până vinerea trecută nu se rezolvă personal, va demara procedura de închidere a acestui depozit. Nu a făcut niciun pas. E clar că există legături subterane între Romanescu și conducerea Polaris, având în vedere că în urmă cu câteva luni Romanescu a intrat în Consiliul Local cu propunerea de a se aduce gunoi aici, din județul Cluj și din tot județul Dolj. O propunere pe care Romanescu refuză să și-o explice. Aseară a fost la încă o emisiune plătită, de aia de care îi place lui. Înainte de emisiune a cerut să nu fie întrebat de Polaris și de situația de pe axa Brâncuș, unde, după cum știți, constructorul a fugit și a lăsat până și trotuarele acelea decopertate. La ora asta, prin nămolul format în urma ploilor, sute de părinți trec zilnic cu copiii de mână înspre și dinspre școlile din zonă. Nu avem nicio explicație din partea primăriei Târgu Jiu în legătură cu nicio tâmpenie care se întâmplă în acest oraș. Acestea fiind spuse, vă aștept aici începând cu ora 17. Sper să vină primarul Romanescu, sper să vină prefectul de Gorj aici, sper să vină Sanda, șeful Gărzii de Mediu, sper să vină șeful de la Agenția de Protecție a Mediului, sper să vină și Buduran, șeful de la Apele Române, care, după cum știți, luni a fost prins cu 7 subordonați din dotare, din subordinea lui, deci din dotarea lui de șef la Apele Române, muncind la cabana lui de la Rânca. Asta s-a întâmplat luni. Șeful lui politic, cel care l-a pus în acea funcție, Dan Vâlceanu, nu suflă nicio vorbă despre asta, deși era cazul să-l demită până acum, să-i retragă sprijinul politic. Și Dan Vâlceanu a fost ieri la altă emisiune, de aia de care îi place lui. Nici n-a fost întrebat, nici n-a spus nicio vorbă despre nesimțitul Buduran, care nu îi strica nici 24 de ore măcar, având în vedere că în situația asta de pandemie, în situația în care cursurile de apă sunt poluate, în situația în care tot rahatul din Târgu Jiu se scurge în râul Jiu dintr-o stație de epurare nefuncțională, acest buduran, acest penal, acest pușcăriabil își permite să ducă 7 subordonați de la Apele Române să muncească la Rânca, la cabana lui, în timp ce îi pontează fictiv ca fiind în serviciu. Am revenit în studio, ați văzut filmul pe care l-a făcut astăzi Narcis Daju, deci nu uitați, la ora 17 este acea posibilitate să ne întâlnim toți și să tragem un semnal de alarmă față de tot ce se întâmplă în cartierele mărginașe ale Târgu Jiului, cum este Slobozia. De asemenea, domnul Ilie ne-a trimis un domn care ne urmărește și este vizat de toate problemele legate de gunoi, dar în zona Bălești ne-a trimis și acea adresă venită de la DSP, pentru că ceruse un astfel de punct de vedere domnul Ilie. Și vă spun așa că DSP-ul, domnul Popa, așa cum ați citit și dumneavoastră, față de cele constatate, având în vedere că obiectul de activitate menționat nu se regăsise în aliniatul și de aici actele legislative, considerăm că prin desfășurarea acestor activități în această zonă se creează riscuri asupra sănătății publice. Am impus 10 New York, New NCR
reciclare SRL, efectuarea unui studiu de evaluare a impactului asupra sănătății printr-o firmă specializată acreditată în România. Deci la depozitul din localitatea Bălești se sortează și se expediază deșeuri reciclabile devenite materii prime pentru diverse fabrici din țară, precum și producție de prefabricate din beton și fulgi de PET. Distanța dintre desfășurarea acestor activități și cea mai apropiată locuință este de 70 de metri, activități pentru care societatea comercială deține autorizație de mediu. Este revizuită anual, spune DSP, această autorizație și totuși e o distanță destul de mică, 70, mi se pare că da, probabil oamenii nu mai suportă să după ce și-au ridicat case acolo, s-au trezit cu nenorocirea asta în ograda lor. De asemenea, depozitul din localitatea Cornești sunt depozitate blocuri alveolare din beton și agregat artificial din sticlă, pentru care firma, aceeași firmă pe care am menționat-o mai devreme, are măsura de mutare până la data de 3 iulie 2020, 3 iulie, impusă de garda de mediu. Nu știu dacă s-a întâmplat asta, nu știu dacă s-a mutat. Deci, vedeți, dumneavoastră, și DSP-ul spune că e afectată sănătatea oamenilor. Ce ziceți? Da, am văzut acest document. Chiar i-am dat numărul de telefon domnului Ilien acum în privat. O să iau legătura cu dumneavoastră lui. O să vedeți și eu la agenția de mediu să vedem ce spun și la gardă și la primărie. Da, și mai menționează domnul Holtea, deci ei constată problemele grave și cer un studiu unui SRL. Da, asta mi-e înscăpase că chiar mai jos anunță DSP-ul că a cerut unei firme specializate acreditată în România să vadă, să facă un studiu de impact acolo, o evaluare a impactului asupra sănătății. Deși se vede cu ochiul liber, fie vorba între noi, dar probabil mai sunt niște bani de cheltuit și la DSP. Deci, domnului Spoca, problemele sunt grave la noi, după câte vedeți. Nu, probleme referitor la depozitul ecologic, da, sunt probleme în zona respectivă. Am văzut și pe Facebook că oamenii ridică aceste probleme. Repet, au fost făcute discuții. S-am citit eu greșit, iertați-mă, mă corectează cineva. Dar chiar în adresă zice de 70 de metri. Da, în adresă scrie de 70 de metri. Da, n-am zis eu. Deci nu, în adresă scrie de 70 de metri. Așa. Și că n-ar fi 70 de metri, ar fi mai puțin de 70 de metri. 7 metri, da. Ar fi și mai. Deci operatorul depozitului și-a asumat niște investiții și termene. Aceste termene expiră pe 15 noiembrie. O parte din investiții... Vorbim de Slobozia. De Slobozia, da. O parte din aceste investiții a început să le facă, gen, cum a constatat și domnul Daju, acele stații de epurare, acele biofiltre care au fost montate pe celula numărul 1, da? Vedem pe 15 noiembrie dacă tot ce și-au luat angajamentul vor face. Pe de altă parte, revenim la discuția cu cei de la Bălești. Repet, acolo este o autorizație de mediu. Firma funcționează pe baza autorizației de mediu. Nu Consiliul Județean sau serviciul pe care conduc eu ridic autorizații de mediu. Am făcut schimb de numere de telefon cu domnul Ilie. Voi lua legătura cu dumnealui și voi avea o discuție și eu pe această temă cu cei de la agenție, gardă și primăria din Bălești. Bun. Deci, dumneavoastră ocupați o funcție destul de... și care va deveni, pe măsură ce trece timpul, din ce în ce mai importantă pentru județ, să știți. Corect. E un serviciu care ar trebui... Știți cum este? Eu mă bucur de un lucru. Nu, eu mă bucur de un lucru. Tot ce se întâmplă astăzi. Nu, eu vă dau... Da, aveți dreptate. Și să vă dau două exemple cu acest serviciu. Până în anul 2018, când m-am dus în acest serviciu, nimeni nu știa că există în Consiliul Județean. De 2 ani și ceva, aproape 3, toată lumea știe de existența acestui serviciu. Prin acțiunile care le-am făcut, bune, rele, le-am făcut, da? Pe de altă parte... Aveți o comunicare foarte bună cu presa. Exact. Pe de altă parte, până în anul 2018, aveam localități în județul Gorj, care nu aveau operator de salubrizare, care stăteau cu gunoaiele la poartă, care nici nu cunoșteau termenul de colectare selectivă. Uitați că împreună cu echipa care mi-am format în Consiliul Județean în cadrul acestui serviciu, da? Am reușit ca în 32 de localități din acest județ să avem colectare selectivă și să ridicăm deșeurile din poartă în poartă și să dotăm aceste comune cu 5.000 de pubele, lucru care nu s-a mai întâmplat în acest județ până în 2018. Așa venim cu la bune, cu rele, da. Totuși am făcut ceva pe acest subiect. Anul trecut, se spune așa, un nou operator de salubritate va activa în Gorj, mai ales că de la 1 iunie anul trecut, exact, toate primăriile din județ, inclusiv cele din mediul rural, vor fi obligate să colecteze
selectiv deșeurile, exact ce spunea dumneavoastră că se întâmplă în zilele noastre. Și spunea presa atunci, este vorba de Supercom București, firma milionarului Ilie Ionel Ciuclea, fost senator PSD și patron al unei echipe de fotbal din Colentina. Tarifele de colectare a deșeurilor vor fi unice pentru tot județul. Corect. E, cum ați ajuns să luați legătura cu domnul milionar Ilie Ionel? În primul Ciuclea, rând, hai să facem... Că a fost și un scandal, mi-amintesc, anul a fost trecut, și scandal, a fost pozat și pe la poartă, Salubris, a fost și filmat. Deci, chiar firma a intrat în faliment, nu? Salubris. Societatea. Nu știu, nu, din câte știu, n-a intrat în faliment. N-a intrat, că se spunea, tot presa spunea că odată cu venirea acestei firme, salariații de la Salubris Târgu Cărbunești vor fi distribuiți, vor fi angajați de Supercom. N-au intrat, din câte știu, în faliment, nu știu, situația economică a dumneavoastră, că nu lucrez în cadrul firmei. Să desfășoare activitatea în zona respectivă, vor să facă fuziune cu asociația mare, cu ADIS-ul, asociația din care fac dumnealor parte, dar ca să o luăm treptat și ajungem la acest subiect cu această firmă. Da? Până în 2018 nu știa nimeni de acest serviciu, până în 2018 nu știa nimeni de existența ADIS. Din 2018 toată lumea știe de serviciu, toată lumea a început să audă de ADIS. Mă bucur că într-un fel mi-am pus ampleta acestor două organizații. Da, dar uitați ce se întâmplă, știți că nu mă pot bucura că există un astfel de serviciu, atâta spus. Timp cât vedem avem ce și plusuri, avem și minusuri. Slobozia, Bălești, corect. Cornești. Dar priviți și partea cealaltă a lucrurilor, și că trebuie cine și, și cealaltă parte a lucrurilor, că 32 de unități din acest județ nu mai stau cu gunoaiele la poartă. Priviți că Bălești, de exemplu? Bălești are firma au firma dumnealor, da? Priviți Cornești faptul că aproximativ 100.000 de oameni, aproximativ 80.000 de oameni beneficiază de un serviciu de salubrizare. Lucru care s-a realizat în 2 ani de zile. Nu spun că nu este așa. De asta și avem și plusuri și minusuri. Suntem pe fără un nicio drum problemă. Bun, revenind la această firmă, eu lucrez în acest domeniu de 13 ani de zile. M-am plimbat foarte mult prin România și am văzut și o firme din România cum lucrează fiecare. Dacă mergem legat de această firmă, vom vedea că activează, de exemplu, și în județul Hunedoara, graniță în graniță cu noi. Deci sunt peste 30 de OAT-uri. 32 de OAT-uri. Da, sunt sub Supercom, în ADIS, așa? Nu, adică în ADIS. Care, nu, în ADIS. Facem diferență. Sunt membre ADIS și în momentul de față... Și Supercom se ocupă de... De ridicarea gunoiului, da? Iar noi ADIS... Da, de câte... 32. Deci toate, Supercom. Nu, în ADIS GOR sunt 70 de localități. Da, domnul Popa, asta am înțeles, dar eu vă întrebam de Supercom. 32 de localități. Da. De 32 de localități din județul La Gorj. Cărbunești a rămas Salubris? La sau? Cărbunești este Salubris Gilord. Da? Deci nu peste tot nu. Cine a venit în ADIS și în ADIS au venit cu primari de toate culorile politice. Că auzeam pe cineva că spunea, domnule, că n-a venit... Deci, nu, a venit chiar toate care e conducerea politice. ADIS? Președintele este domnul Muja. Domnul Muja, ales în 2018. Director executiv. Eu sunt director executiv. Și avem un aparat tehnic. Din salariile cum sunt? Bune? Vă spune și fără ascuns, salariul sunt undeva la 400 de lei net. Eu, de exemplu, nu iau bani, pentru că mi intră în atribuție de serviciu. 400 de lei? Net, da. Pentru că angajații respectivi sunt și în cadrul serviciului, da? Da, da, da. Iar eu nu iau bani, pentru că funcția de director executiv, multă lume nu mă crede, în fișa mea de serviciu, îmi intră și atribuția să fiu director să mă ocup de ADIS. Nu, dar văd că... Așa cum naiba se întâmplă, așa o observație, poate sunt rău. Fără nicio problemă, poate să fie da, uite, ceasă. Milionarul, așa, Ionel Ciuclea a fost senator, se fac mulți bani din gunoaie, domnul Popa. Este o industrie, dacă știi să te ocupi de ea, poți să obții și profituri fără nicio problemă. Dar vedem să știi la să te Polaris, probabil sunt... Trebuie să știi să te ocupi de această Cât erau lucru? Salariile pe vremea dumneavoastră la Polaris, dacă ne puteți spune? Dumneavoastră conduceați deja, aveați un salariu probabil... Erau ok salarii. Bine, eu aveam un salariu mare pentru că eram administrator la nivel național și mă ocupam de mai multe zone din România. Da, nu putem spune că sunt plătiți cu minimum pe economie cei care se ocupă de depozitul de aici, da? Nu sunt plătiți cu minimum pe economie. Deci salariile sunt destul de bune, dar fiind o firmă privată, n-avem noi ce să spunem. Dar face... eram curioasă să știu salariu bunicele, de ce să zic. Iar eu nu mă pot plânge că nu aveam salariu în mii de euro Dumnezeu. Vorbim, nu. Probabil. Nu mii de euro, nu nici așa. Nu, m-ar bate Dumnezeu. Dar revenind la acest subiect, multă lume m-a întrebat, domne, că vine firma asta. Uitați, vă întreb ceva acum, dacă puteți să-mi răspundeți. Dacă eu mă duceam, am plecat în Consiliul Județean și după jumătate de an apărea Polaris-ul, ce interpretați? Uite, nu s-a întâmplat așa, n-are rost să mai... Nu, nu, vă dau un exemplu. Haideți să vă spun că domnul Holtea e foarte supărat. Ne otrăvesc pe noi, asta e doar... Nu, îl înțeleg, domnul și... Incredibil ce discurs. Deci este supărat și vă înțeleg, domnul Holtea. Că și eu îl înțeleg perfect pe deci asta nu... încercăm prin emisiunea de la Târgu Jiu TV, încercăm să mișcăm lucrurile și mai ales Narcis Daju.
Avem foarte multe de făcut pe acest domeniu. Și repet, serviciul pe care conduc are și plusuri și minusuri. Poate să acorde amenzi? Nu pot să acorde amenzi. Chiar am avut o discuție cu domnul președinte pe această temă, da? Și sperăm ca în perioada următoare să ne dea și nouă drept un anumit angajat din cadrul serviciului să putem face astfel de controle, să dăm și amenzi. Controle puteți asta face? Asta va trebui să stabilească la nivelul... Sau nu? Nici controle? Nici controle nu putem face la nivelul serviciului. Noi putem merge, de exemplu, în teren unde sunt astfel de probleme, să ne implicăm cu sfaturi, să sesizăm alte organisme, de exemplu, cum e cazul de la Bălești. De asta am și spus domnul Ilie, împreună cu dumnealui, voi merge eu la Agenția de Mediu. Astfel de lucruri putem face precum serviciu. Dar sper că și această problemă privind deci cam cât timp spuneți că veți putea vreau să fac face verificări și vreau să fac veți lucru. Putea da, da amenzi? Asta vreau să cât fac. Timp credeți că s-ar putea rezolva aceasta? Să instaleze nou Consiliul Județean, noi consilieri, vom pregăti ce este de pregătit și chiar vreau să facem acest lucru. Nu, Popa, dumneavoastră, cum am zis mai devreme, țineți foarte aproape de presă. Mi se pare normal. Da, aveți comunicate nu chiar în fiecare zi, dar nu, aproape, păi nu... în funcție de cum vă desfășurați activitatea. Și vreau să vă întreb, cum merge cu reciclarea? Că, așa cum spuneam mai devreme, la Slobozia nu se cunoaște ce tip de gunoi ajunge acolo. Păi nu, de asta v-am spus, la nivelul județului Gorj am reușit să implementăm colectarea selectivă în 32 de localități. Cum merge destul de bine. Cum selectați? Pe două fracții, fracție umedă și fracție uscată. Fracția umedă ajunge la depozitul ecologic, că acolo trebuie să ajungă, iar fracția uscată ajunge la operator deci care noi, noi ducem, noi cei din Târgu Jiu, deci gunoiul de la Târgu Jiu ajunge... În depozitul ecologic. Dar exact. Conform contractului. Conform adică, contractului, exact. Selectat, da? Sunt date că cel din Alba Iulia vine așa cum... Pe vremea mea și gunoiul de la Alba Iulia ajungea doar fracția umedă, nu ajungea fracția uscată. Deci bun. Doar deșeu menaje. Pe vremea mea așa se aduce. Cam asta a fost emisiunea. Domnul Holtea, ținem legătura. Vă mulțumesc că ne-ați scris și că ne-ați trimis această adresă de la DSP. Am înțeles de la dumneavoastră că aveți și răspunsurile de la celelalte organisme abilitate de la protecția mediului și de la garda de mediu. Sperăm, domnul Popa, că... Nu, eu v-am spus, eu am plecat pe un drum cu proiectul de salubrizare, un proiect care vreau să-l duc la capăt împreună cu toți membrii ADIS Gorj, da? Poate să mă filmeze la poartă câtă lume o vrea, poate să facă... Bine, știu de unde mi se atrag acele poze. Oamenii cum vă privesc când mergeți? Uitați, chiar am o rugăminte și vă invit lângă mine. Când mergem să discutăm cu primarii din județul Gorj, care au intrat în acest proiect, să vedem ce părere au. Păi nu, eu mă refeream la cetățenii de rând. În comunele în care noi ne desfășurăm activitatea, majoritatea cetățenilor sunt mulțumiți. Cum stați cu dotările, cu utilajele, cu mașinile? Asta este treaba operatorului. Noi doar trebuie să supraveghem că operatorul își face treaba. Știu că la un moment dat aveați și dumneavoastră ceva bunuri de genul ăsta. ADIS nu are bunuri. ADIS, mă refer la direcția pe care, la serviciu pe care dumneavoastră îl conduceți în Consiliul Județean. Noi avem o mașină de serviciu și nu avem bunuri. Deci nu. Nu avem bunuri. Operatorii. Dar ADIS-ul, v-am spus, ADIS-ul a reușit să aducă în acest proiect foarte mulți primari din județul Gorj, indiferent de culoarea politică, iar oamenii care beneficiază de acest serviciu, majoritatea oamenilor sunt mulțumiți. Și repet, poate să-mi facă oricine câte poze vrea pe la poartă, îmi asum ceea ce fac, iar acest proiect este un proiect la care țin foarte mult și vreau să-l duc până la capăt, mergând până la scăderea tarifului de salubrizare. Ar fi un lucru bun pentru toți cetățenii, mai ales corect. Că o să vină vremuri grele, până și plata gunoiului o să ni se pară, plata ridicării gunoiului o să ni se pară foarte mult. Ne mai spune doamna Mădălina Șarapatin, când se vor umple cele 6 celule, vor pleca și ne vor lăsa cu gunoiul pe cap. O celulă lucrează 15 ani, să vă vedem atunci. Le duc să le mirosim noi, nu le mai țin la poartă, ne mai zice cineva. Asta este domnul Holtea, studiu plătit de către poluator, asta e culmea. Da. Este fals în hârtie oficială, mai zice dumnealui, trebuie să studiem, n-am avut timp, domnul Holtea, dar să știți că o să mă preocup și eu de aceste aspecte pe care dumneavoastră ni le-ați făcut cunoscute astăzi. Vă mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit. De asemenea, domnul Luis Popa, vă mulțumesc că ați venit la noi, la Târgu Jiu TV și în special la mine la emisiune. N-am reușit să vorbim despre cine sau ce părere aveți despre viitorul viceprimar, că am înțeles că domnul Romanescu va
va avea viceprimar pe domnul Coica. Este ca o să alegere chidem subiectul, noi ne vom pregăti de opoziție, da? Și părerea mea că este cel mai bine așa. Vom face o opoziție constructivă, vom veni și noi cu proiecte, cu amendamente. Nu o să fiu genul de om, cel puțin iau cazul meu lui Popa, nu o să fiu genul de om să mă împotrivesc anumitor proiecte care aduc un plus de valoare a acestui oraș, dar în același timp, da. Dar în același timp nu voi susține proiecte gen să investim 1 milion de euro în fântâne din centrul orașului. Da, că a fost asemenea proiect, ne aduce ca să știm cu ce plecăm la drum. Da, în primăvara acestui an, dacă mi-amintesc. Ca să știm cu ce plecăm la drum. Nu sunt genul să mă împotrivesc. Lasă-te și Consiliul Local, cu atât mai mult trebuie să fiți aproape de cetățenii care suferă, cel puțin din cauza gunoaielor. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat la această emisiune. Nu uitați, ora 17, plimbarea cu Narcis Daju. Numai bine, ne vedem și mâine. La revedere!